Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit marți la Prefectura Gorj, a analizat situația de la Cariera Roșia, unde lipsa activității ridică probleme tehnice. Unitatea a fost închisă după ce Tribunalul București a hotărât suspendarea acordului de mediu. Și-a putea spune chiar un lucru cât de cât pozitiv s-a întâmplat chiar ieri în cadrul Comitetului pentru Situația de Urgență la nivel de Gorj. Din ceea ce știu, a fost întrunit ieri acel comitet, din care fac parte reprezentanții tuturor instituțiilor statului român. S-a luat decizia ca pe o perioadă, bineînțeles, în urma documentării și în urma actelor care să dovedească acel lucru, continuarea cu încă două luni de zile până la remediere situației a Carierei Roșia. Există riscul de accidente tehnice și aici vorbim că, din ce am înțeles, deja au apărut fisuri în fronturile de lucru. Asta ar putea determina accidente tehnice. Prefectul de Gorj spune că s-a decis înaintarea problemei de la CEO, Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Am luat cunoștință sau am luat act de ceea ce se întâmplă, situația dramatică în care se află cariera. La punctul 2, o să aducem acest lucru la cunoștința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pentru că această entitate, Complexul Energetic Oltenia, face parte din Sistemul Național de Energie și este de interes național. Nu putem noi, la nivel local, să luăm o hotărâre pentru național. Iar la punctul 3, am recomandat conducerii complexului să ia toate măsurile care, în așa fel încât să pună în siguranță obiectivul și construcția minieră. Pentru că se pot întâmpla dezastre acolo, se pot produce alunecări de teren, se pot produce diverse alte, eu știu, incidente care se ducă la situații grave, la situații de urgență. Și am recomandat directoratului Consiliului de Supraveghere să dispună toate măsurile legale, repet, legale, fără să încalce vreo lege sau un act normativ, pentru a pune în siguranță cariera. O hotărâre definitivă a instanței în acest caz la Cariera Roșia este așteptată pe 20 septembrie, după ce instanța a amânat luarea unei decizii la termenul anterior.